Bună, dragilor! Pentru că în ultima vreme mulți cunoscuți mă întreabă ce fac să arăt așa, iar cei care nu mă cunosc consideră că am 20 și ceva de ani. Ei bine, am decis să dezvălui câteva din micile secrete ale tinereții mele. În primul rând să încep cu vârsta. Sunt Silvia Claudia Henning și am 46 de ani și sunt foarte mândră de vârsta mea, în ciuda cârcotașilor care consideră vârsta o afecțiune ce necesită prescripții. Ei bine, eu la 46 de ani mă simt mult mai bine ca la 20 și ceva, când mergeam la fizioterapie împreună cu persoane de vârsta a treia și aveam dureri crunte de coloană, articulații, luam foarte multe antiinflamatoare pentru că niciun medic nu îmi prescria să fac sport. Ei bine, așa cum consider că fericirea este o alegere, la fel consider că și tinerețea este o alegere pe care fiecare ar trebui să o facă. Afirm acest lucru pentru că eu am luat această decizie, cred că la vârsta de 17 ani și ceva, aproximativ, când împreună cu mama am mers într-o vizită la o rudă la Hârșova. Și acolo am cunoscut o doamnă care locuia în Germania și care avea în jur de 37-38 de ani, însă arăta absolut senzațional. M-am uitat la mine, m-am uitat la ea și, sincer, nu eram foarte mândră. Și atunci am zis, așa vreau să arăt și eu când voi avea vârsta ei. Și da, de atunci așa a început totul, de atunci am început să am grijă de trupul meu, de tenul meu, dar și de sufletul și spiritul meu, pentru că este esențial ce porți înăuntrul tău, ce echilibru interior ai și ce valori alegi din lume să-ți devină proprii, pentru că toate ți se reflectă pe chip. Consider cu tărie că poți fi tânăr la orice vârstă și de curând un domn de 90 de ani care și-a aniversat frumoasa vârstă la restaurant, m-a determinat să-mi stabilesc un nou model, o nouă motivație și un nou target. Era o reală plăcere să vorbești cu acest domn, fost profesor la Murgoci, la fabuloasa vârstă de 90 de ani, să-l vezi dansând și să îl asculți cum încă face planul de viitor. Așa cum v-am spus, vă voi dezvălui câteva din micile secrete ale tinereții mele și cred cu tărie că acesta este primul. Să-ți alegi un model care să te motiveze. Al doilea, alimentația. Este esențial să ai o alimentație echilibrată și sănătoasă. Nu poți să te înfrupți zilnic cu fast food, sucuri și alte prostii și să vrei să te simți tânăr, că nu merge. Al treilea, sportul. Am practicat patinaj pe role, patinaj pe gheață, schi, înot, tenis și de curând fitness, pe care îl practic în mod profesionist, deoarece am absolvit cursurile Federației Române de Culturism și Fitness, de antrenor de fitness și personal trainer. Am învățat de la cei mai buni, respectiv Monica Mureșan, o doamnă care la 55 de ani arată absolut fabulos, maestru emerit al sportului în culturism în 2003 și campioană mondială în 2003 și de la Daniel Oprea, campion balcanic în 2008. Al patrulea secret ar fi îngrijirea zilnică. Folosesc anumite creme, tehnici de masaj, anumite tratamente faciale pe care le fac acasă, la domiciliu. Deci, pentru cei care consideră că a avea un ten frumos este costisitor, nu este chiar așa. Al cincilea secret, suplimentele nutritive. Și alimentele, așa zisele, alimente minune. Aici funcționează foarte mult efectul placebo. Nu poți merge la biserică să te rogi când tu nu crezi în Dumnezeu. Nu va funcționa. La fel și cu suplimentele alimentare. Eu cred în ele și consider că m-au ajutat foarte mult.
Al șaselea, călătoria. Ați auzit bine, călătoria. Dar nu genul acela de călătorie pe care mulți îl fac pentru a încărca de saga orgoliului, a satisface egoismul, a bifa ceva. Am făcut-o și pe asta. Nu. O călătorie de dezvoltare personală în care trăiești, descoperi și înveți lucruri noi. Așa cum viața este o călătorie, călătoria însă și este viață. Și fiecare călătorie, fiecare loc în care am fost, m-a învățat ceva. Spre exemplu, India m-a învățat lecția răbdării și a mulțumirii cu ceea ce ai, iar Nepalul, lecția perseverenței. Sunt manager de turism de 10 ani, dar am călătorit cu excursii organizate de mine, cu 2-3 mici excepții, în peste 15 țări și 30 și ceva de locuri, tocmai pentru că îmi doream altceva decât ceea ce ofereau agențiile. Al șaptelea secret, fericirea. Despre fericire am vorbit în primul meu vlog și da, consider că fericirea îți dă acea energie și vigoare a tinereții și îți luminează chipul. Al optulea, echilibrul și stima de sine. Cred că este esențial să-ți găsești propriul echilibru și niciodată să nu te blochezi în nefericire, în deznădejde. Deci, dacă ați suferit o dezamăgire, o deziluzie, un eșec profesional, dacă nu sunteți mulțumiți cu felul cum vă simțiți în pielea voastră și vă doriți un restart, sunt aici și mă puteți contacta în privat pe Facebook, Instagram sau TikTok pentru sfaturi profesioniste ca personal trainer, crearea unui plan nutrițional, pentru a vă fi consilier într-o călătorie de dezvoltare personală, călătorie de dezvoltare personală și reinventare, de ce nu? Sau dacă aveți nevoie pur și simplu să vorbiți cu cineva care a trecut prin multe, a văzut multe și a luat-o de cel puțin 3 ori de la zero. Vă pup și aștept să-mi scrieți cu drag!